Jurnalele RTT. Președintele Asociației 15 noiembrie 1987, Marius Boieriu, a avut cel mai virulent discurs la comemorarea mișcării muncitorești de când au loc aceste manifestări. Novembristul s-a arătat extrem de furios pentru faptul că CNSAS nu a făcut niciun demers în instanță, deși există o listă a torționarilor muncitorilor brașoveni care au participat la revolta din urmă cu 36 de ani. Următorul pas al organizației pe care o reprezint este darea în judecată a Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. Pentru că ei știau despre acest document la care am făcut referire astăzi aici, respectiv tabelul cu anchetatorii de la Direcția Securității, îl aveau la dânsii, la CNSAS, dar nu au avut interes sau poate nu au avut curajul să ne-l pună la dispoziție. Secretariatul de Stat pentru Problemele Luptătorilor Anticomuniști spune că face pași pentru curățarea organizațiilor de luptători. Primul pas a fost făcut prin trimiterea unei adrese către domnul Buchet, președintele CNSAS, să încheiem un protocol în acest sens, astfel încât foștii securiști, informatori, să fie scoși din regia noastră. Ăsta e primul pas. Vreau să duc până la capăt acest proiect, pentru că secretariatul până în prezent nu a avut cu CNSAS-ul un agreement și astfel încât comuniștii să fie scoși în afară și arătați istoriei, justiției. Un alt motiv pentru care președintele Asociației 15 noiembrie 1987, Marius Boieriu, s-a arătat nemulțumit este că generalul Alexandru Ionaș, fostul șef de la cercetări penale, este printre cei care au primit titlul de cetățean de onoare al Brașovului. Titlul a fost acordat în 31 iulie 2020 membrilor fondatori ai Consiliului Municipal Provizoriu Brașov, constituit în anul 1990, pentru contribuția adusă la instaurarea valorilor democratice în administrarea municipiului Brașov după Revoluția din 1989. Este împotriva a tot ceea ce este uman. Deci credeți-mă că nu am vorbit prostii când am spus că dacă nu se rezolvă în cel mai scurt timp cu retragerea titlului, noi cei din 15 noiembrie, care marea majoritate sunt membrii, sunt cetățeni de onoare ai municipiului Brașov, credeți-mă că o să cerem retragerea titlului de cetățean de onoare. Primarul Alen Coliban promite că va face demersuri pentru îndreptarea situației pe care o poate face Consiliul Local. Trecut 36 de ani, adică o generație în termeni umani, de la momentul 15 noiembrie 1987, pare că uităm și care au fost torționarii, pare că uităm și care sunt cei care s-au făcut vinovați de represaliile de atunci și de cele din 1989 și că încă astfel de persoane mai gravitează în jurul spectrului politic, cerând și beneficiind de facilități din partea decidenților locali. La 36 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, reprezentanții asociației și ai altor asociații de luptători anticomuniști, precum și ai autorităților locale, au depus câte o coroană de flori la troița de lângă Spitalul Județean. În 15 noiembrie 1987, la Brașov, s-a scandat pentru prima dată în România Jos Ceaușescu, Jos Comunismul, strigat de muncitorii de la uzina Steagul Roșu. După cetățuie, fostul restaurant Cerbul Carpatin din Piața Sfatului este redat în instanță comunității brașofene. Instanța de fond a stabilit că și o mare parte din casa negustorilor construită de Apolonia Hirscher trebuie să aparțină tot brașovenilor. La 4 ani după ce primăria Brașov a demarat procedura de recuperare a clădirii în care a funcționat restaurantul Cerbul Carpatin, parte a fostei case a negustorilor construită de Apolonia Hirscher și donată comunității brașovene, Tribunalul Brașov, ca instanță de fond, a decis în 15 noiembrie ca această clădire să se întoarcă în patrimoniul municipiului Brașov, așa cum s-a întâmplat și cu cetățuia de pe dealul Straja. Municipalitatea a fost reprezentată, ca și în cazul cetățuii, de cabinetul de avocatură Adrian Rusu. Aștept și sper ca definitivarea acestei sentințe să nu dureze mai mult de câteva luni, astfel încât să avem acest obiectiv din centrul orașului, din inima orașului, din Piața Sfatului, revenit în patrimoniu și redeschis cetățenilor și vizitatorilor.
În sentința de miercuri, Tribunalul Brașov stabilește că acest imobil alcătuit din clădiri și terenuri, denumit generic restaurantul Cerbul Carpatin, cu suprafața de 1357,73 metri pătrați, constituie dreptul de proprietate publică al reclamantului municipiul Brașov. Această hotărâre poate fi apelată în termen de 30 de zile de la comunicare. Imobilul câștigat de primărie în instanța de fond este partea dinspre piața sfatului a fostei case a negustorilor, atât actualul restaurant cât și partea de galerii de la etaj. Imobilul generic denumit restaurantul Cerbul Carpatin face parte integrantă din casa negustorilor sau podul bătușilor, ori Casa Hirscher, cum este cunoscută clădirea în comunitatea brașoveană. Imobilul edificat de Apolonia Hirscher, văduva judelui Brașovului Lucas Hirscher, în secolul al XVI-lea, este monument istoric. S-a încheiat protestul din Casa Județeană de Asigurări de Sănătate declanșat la nivel național pe termen nelimitat începând din 2 noiembrie și la Brașov mai bine de 80 de salariați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate au participat la această formă de protest. Printre nemulțumirile sindicaliștilor s-a aflat nivelul de salarizare scăzut în raport cu volumul de muncă. Protestul început în data de 2 noiembrie a luat sfârșit astăzi cu recunoașterea de către decidenți a importanței instituțiilor Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casele Județene de Asigurări de Sănătate și mai ales a profesioniștilor din acest sistem. Doresc să-mi cer scuze asiguraților și pacienților noștri pentru neplăcerile create în această perioadă și totodată să mulțumesc cetățenilor județului Brașov pentru înțelegere și pentru modul în care ne-au sprijinit în aceste demersuri. În același timp, doresc să mulțumesc tuturor instituțiilor implicate la nivelul județului pentru desfășurarea în bune condiții a protestului, partenerilor noștri contractuali care pe parcursul protestului ne-au transmis mesaje de susținere și nu în ultimul rând colegilor mei pentru modul profesionist în care au acționat în toată această perioadă. Pe durata protestului, funcționarii au rezolvat doar situațiile urgente, dar lucrul cu publicul la ghișee a fost întrerupt. A fost a doua acțiune sindicală din ultimele luni, după greva de avertisment din luna iulie, și a fost sistată după ce legislativul a adoptat o soluție pentru majorarea salariilor. Багато хто з українців, які оселилися у Брашові після того, як втекли від війни, не знають, якими медичними послугами можуть користуватися у Румунії. В Брашові Центр інтеграції мігрантів надає підтримку, коли вона необхідна, як і Центр Каті. Також є Центр відновлення здоров'я, відкритий Червоним Хрестом у Бартоломео. Але генеральний директор будинку медичного страхування нагадує, що українські біженці мають такі ж права, що й громадяни Румунії. Este un act normativ care a fost aprobat de Guvernul României chiar imediat la câteva zile după declanșarea conflictului armat în Ucraina. Serviciile medicale de care beneficiază cetățenii ucrainieni sunt aceleași servicii medicale de care beneficiază orice asigurat român pe teritoriul României, cu anumite facilități pe care noi, să spunem, ceilalți asigurați nu le avem, nu plătesc coplată și nu achită contribuție personală la medicamente. У Брашовському повіті понад 3800 громадян України подали заявки та отримали сертифікати тимчасового проживання, які надають їм можливість безкоштовного доступу до всіх медичних послуг, так само, як і застрахованим румунам. Однією з проблем є мовний бар'єр, але представники Центру інтеграції мігрантів активно допомагають і в більшості випадків супроводжують українців, які не розмовляють румунською або англійською мовами. Українцям не потрібно реєструватися у сімейного лікаря, але вони можуть це зробити, якщо захочуть. Вони можуть звернутися до будь-якого лікаря, який співпрацює із касою страхування здоров'я, та безкоштовно скористатися медичними послугами. Casa de Asigurări de Sănătate, începând cu martie 2022, decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate acestor cetățeni de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate pe toate tipurile de asistență. Avem asistență medicală primară,
ambulatori de specialitate pentru specialități clinice, paraclinice, inclusiv dispozitive medicale, am decontat și mai ales se acordă asistență medicală în cadrul programelor naționale de sănătate, dializă, radioterapie, tratamente oncologice, medicamente și materiale sanitare în cadrul celorlalte programe naționale de sănătate, ce se derulează la nivelul județului Brașov. Ті, хто мають якісь труднощі чи запитання, також можуть звернутися письмово до каси медичного страхування за електронною поштою. Журналіле РТТ. Pentru un concert simfonic cu doi invitați speciali și un program de excepție a repetat zilele acestea Filarmonica Brașov. Concertul de joi seară de la ora 19 de la Sala Patria va fi dirijat de maestrul Radu Popa, dirijor permanent al Filarmonicii Banatul din Timișoara, iar solistul serii va fi flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, solist al Filarmonicii George Enescu, profesor la Catedra de Flaut din cadrul Universității Naționale de Muzică din București și solist al Filarmonicii Banatul din Timișoara. În programul serii sunt trei piese ale compozitorului armean Aram Hachaturian. Seara va începe cu valsul din suita Masquerade și va continua cu concertul pentru flaut și orchestră, iar după pauză publicul va putea asculta suita simfonică din baletul Spartacus. Jurnalele RTT.